Trunchiul cerebral, lecție dedicată elevilor din clasa 7-a. Trunchiul cerebral este structura localizată la baza creierului care pune în directă continuitate cu măduva spinării, adică conectează creierul cu măduva spinării. Reprezintă 10% din masa encefalului și are formă de trunchi de con. În interiorul trunchiului cerebral există multe structuri nervoase importante alcătuite din țesut nervos compus din celule nervoase sau neuroni și celule gliale. Traumatismele trunchiului cerebral, chiar și cele mici, pot avea consecințe grave deoarece acest sistem controlează sistemul de cunoștință și vigilență al corpului. Dacă trunchiul cerebral rămâne intact, corpul poate rămâne viu chiar și când există afectarea severă a creierului care pot să facă gândirea și mișcarea imposibilă. Trunchiul cerebral este un tip de stație pentru mesajele care pleacă și vin către creier. Este alcătuit din substanța cenușie dispusă în interior și fragmentată în nuclei. Substanța albă este dispusă printre nuclei și spre exterior. Prin poziția sa, trunchiul cerebral asigură comunicarea dintre celelalte componente ale sistemului nervos central. Se împarte în trei părți principale, mezencefal, puntea lui Varolio și bulbul rachidian, care împreună permit controlarea funcțiilor vitale ale corpului. Trunchiul cerebral prezintă două funcții importante, funcția de conducere și funcția reflexă. Funcția de conducere aparține substanței albe constituite din fibre ascendente, descendente și de asociație. Ele conduc impulsurile de la măduvă la cortex și invers între nucleii trunchiului cerebral sau între nuclei și măduvă sau cortex. Funcția reflexă este asigurată de nucleii trunchiului cerebral unde se închid arcurile reflexe ale unor acte reflexe somatice și vegetative. Reflexele somatice sunt reflexe de tuse, strănut, deglutiție și vomă în bulb. Reflexe de subt, clipire și masticație în punte. Reflexe de reglare a mișcărilor și a alternanței somn-veghe în substanța neagră. Reflexe de diminuare a tonusului muscular în nucleul roșu al mezencefalului. Reflexe de orientare a capului în funcție de sursa de lumină sau în funcție de sursa de zgomot. Reflexele vegetative sunt reflexe de salivație pentru glandele parotide, reflexe respiratorii și cardiovasculare în bulb, reflexe lacrimale și de salivație pentru glandele sublinguale și submandibulare în punte și reflexe pupilare, fotomotorii și de acomodare la distanță în mezencefal. Știați că? Creierul nu doarme niciodată, dar sunt câteva metode pentru a-l odihni și pentru a-l stimula. Mai puțin televizor, pentru a nu face din creier o victimă a știrilor și să dormim fără telefonul mobil în apropiere. Dimineața ar fi bine să privim cerul sau peisajul pentru a ne stimula centrii vizuali, să ascultăm o melodie care ne place pentru a ne stimula centrul auditiv și să bem un pahar cu apă. Vă mulțumesc pentru atenție!